Pe litoral au avut loc controle intense, mai ales că peste 100.000 de turiști s-au aflat la mare în acest weekend. Plajele au fost pline de polițiști și jandarmi, iar muzica abia dacă s-a mai auzit. Din cauza atmosferei extrem de liniștite din Vama Veche, stațiunea nu a mai semănat cu cea de până acum. În Vama Veche, la o singură terasă din stațiune, oamenii ascultau piesele unei trupe care cânta live. Nu, este într-adevăr foarte liniștită și suntem, cred că, mulți dintre noi bucuroși că e mai liniștită, cel puțin perioada asta de... cu ce se întâmplă acum. Tinerii care altădată făceau petreceri uriașe în fața teraselor cu boxele scoase în stradă s-au refugiat acum pe plajă. Îți lipsește muzica? Da, chiar îmi lipsește. Da, îmi lipsește, chiar mă așteptam să fie mult mai multă gălăgie, dar de fapt, liniște, totul chill, noi ne-am distanțat deja social, suntem în cercul nostru și e totul foarte bine. Dar eu, sincer, vreau distracție și muzică tare, dar mă conformez situației. Nu vreau să dureze mult, în momentul de față vreau să pună toate boxele, să fie muzica la mac. Chestiile astea sunt necesare ca să fie pentru toată lumea mai bine. Controlele s-au intensificat, iar măsurile drastice au fost luate după ce ministrul de interne a amenințat cu închiderea plajelor în stațiuni. Și la celălalt capăt al litoralului, în Mamaia, poliția a făcut verificări în cluburi și la terase. Cele mai căutate stațiuni în acest weekend au fost Mamaia, Eforie Nord și Costinești.